Frații mei și surori, mă bucur că în această seară putem să fim împreună în casa Domnului. Așa cum spunea fratele Vasile, am avut posibilitatea unei călătorii în America, dorind să răspund la invitația unor frați și în același timp să mai vedem ce fac copiii noștri aici peste ocean. Și în această călătorie am avut ocazia să mă bucur cu frații la Detroit. Era și grupul Speranța și am fost la două adunări. Apoi am fost în Cleveland, în San Luis. Am fost în Texas, la Houston, la San Antonio, la Dallas. Acolo m-am întâlnit și cu fratele Vasile. M-am întors din nou la Chicago și apoi, datorită ipoteștenilor din biserica dumneavoastră, am fost invitat să trec și pe partea de vest. Așa că am avut posibilitatea să fiu din nou cu frații din Portland. Rămânem tot mereu, să spunem, la biserica fratelui Nichi. Și cu el m-am întâlnit și cu fratele Vasile Câmpianu. Și apoi să fiu și la biserica Bethesda și la fratele Brisk. Ieri m-am bucurat să fiu cu frații moldoveni. Au adunat tinerii de la mai multe adunări și au avut o întâlnire specială de tineret. Aseară, împreună cu frații din Ipoteș, ne-am adunat la demisolul bisericii aici cu îngăduința conducerii. Și am discutat împreună, am sfătuit împreună, spunându-le de ceea ce se mai întâmplă acasă și de ceea ce ar trebui să fie ei aici, îndepărtați sau înstrăinați într-un fel sau altul de casă și de părinți. Astăzi am fost cu frații din Tacoma dimineața, apoi la fratele Turcu, la ora 1 am fost la fratele Popovici, la moldoveni, și în după masa asta închei călătoria mea, cum spunea fratele Vasile, pentru ca mâine să mă întorc la Chicago și marți acasă. Vă aduc salutări de peste tot, dar mai mult decât salutările de aici, vi le aduc pe cele de acasă. Biserica din Ipoteș vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Când am plecat de acasă, m-am întâlnit și cu frații pentecostali, pentru că suntem porniți împreună într-un proiect și ei, care au unii din ei rudeni aici, alții vă cunosc, m-au rugat să port salutul lor către dumneavoastră. Ne bucurăm în Suceava, ne bucurăm în Bucovina de binecuvântările Domnului. A fost un an în care Dumnezeu a binecuvântat câmpurile în mod deosebit. În același timp a fost un an în care am avut posibilitatea să ne bucurăm și pe plan duhovnicesc. Știu că într-un fel sau altul ajutați lucrarea din zona noastră și noi ne rugăm ca Domnul să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Școlile creștine, printre care și Liceul Philadelphia din Suceava, sunt ca o oază de lumină într-o lume care e plină de întuneric. Atâta stricăciune intră prin toate școlile, mai ales într-o vreme în care legile distrug autoritatea profesorilor, distrug autoritatea părinților și elevii și copiii nu mai sunt cei de altă dată. Dar în momentul când vine vremea examenilor, când apar rezultatele, școlile creștine arată de fapt calitatea pe care o au. Li se pune talpă și cei de la Colegiul Ștefan cel Mare din Suceava sau alții în alte locuri, nu le convine să vadă că pocăiții excelează de multe ori. Dar noi știm un lucru, dincolo de materiile care le asimilează copiii noștri, am deja a doua fată care învață acolo, acolo se modelează caractere după voia lui Dumnezeu. Rugați-vă și susțineți asemenea lucrări. Diavolul se luptă. Și avem mare bătălie pe planul ăsta ca să n-aibă copiii o școală cum trebuie. În luptele astea, aș mai spune că mult ne-a ajutat fratele Mircea Lubanovici, deputatul diasporei pe care voi l-ați votat, pentru că, fiind în conducerea Uniunii noastre baptiste, prieten cu fratele Paul Negruț, care duce și el o bătălie pe planul ăsta cu învățământul și cu școlile astea creștine, știu cât de aprigă este bătălia acolo sus, la vârf. Și din cauza aceasta e mare lucru ca o voce de-a noastră să se audă acolo, ca cineva să-ți deschidă ușa unui ministru,
ca la un moment dat cineva să spună da în favoarea unui lucru bun, așa că rugați-vă și pentru oamenii care au intrat în dregătoriile astea, să-i păstreze Dumnezeu curați, să-i binecuvinteze în continuare, pentru că sunt o binecuvântare pentru noi. Și la noi, la Ipotești, drumurile nu mai arată la fel. Pentru că deputatul dumneavoastră ne-a fost și nouă de folos. Și școala Philadelphia simte ajutorul, și frații din Bucovina sau din alte părți simt ajutorul unor frați care au ajuns să-și spună cuvântul între dregătorii țării. Mă bucur că în seara aceasta, iarăși din nou putem să împărtășim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Aseară vorbeam cu frații și am vrut să le aduc aminte că au plecat de acasă din familii pocăite, dintr-o biserică care vrea să se țină de cuvântul Domnului, dar în același timp pot să-i asigur că merită să cauți o biserică în care se dă o învățătură curată. O învățătură care modelează caractere nu numai pentru viață, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în seara asta vom avea parte de un cuvânt care să lucreze la caracterul nostru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de cuvânt. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să semene cu Tatăl lor și să fie oameni de cuvânt. Căutați în zilele noastre de astăzi rădăcina multor probleme economice, sociale, politice, familiale. Și în momentul când căutați unde duc lucrurile și de unde apar toate aceste spasme, toate aceste necazuri, toate aceste tragedii la un moment dat, veți vedea că ceea ce lipsește este omul de cuvânt. Caracterul de om care, așa cum spune Neamțul, este un om și un cuvânt. Cineva spunea, din punctul ăsta de vedere, oamenii se împart în două. Oameni de cuvânt și oameni de nimic. Cuvântul care l-am citit, așa cum spune Ezechiel, este un cuvânt cu tâlc. Și cred că moldovenilor le place să vorbească cu tâlc. Dar și lui Dumnezeu îi place și îi spune lui Ezechiel, vreau să vorbesc de data asta cu tâlc lui Israel. Și spune pildă, zice Domnul. Așa vorbește Domnul. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripi întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. A rupt ramura cea mai înaltă, a dus-o într-o țară de negoți și a pus-o într-o cetate de negustori, a luat și din sămânța țării, interesant, și a pus-o într-un pământ roditor, lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie. Într-adevăr, este pur și simplu o vorbire atât de metaforică, pilda asta pare atât de adâncă, nu știi unde să te duci cu gândul. Când citește însă titlul pasajului, care n-a fost în original, l-au pus oamenii mai târziu, pedepsirea lui Zedechia, atunci stai și te gândești, domnule, trebuie să fie vorba despre, și într-adevăr mai departe textul va lumina. Mergem mai departe cu textul și cuvântul spune, mai era însă un alt vultur mare cu aripi lungi și pene multe. Vulturii au fost de multe ori simbolul caselor regale. Au fost simbolul împărățiilor puternice. Gândiți-vă la vulturul României, care apărea de fapt pe stema casei regale a României. Gândiți-vă la vulturul Austriei sau a Germaniei. Eram odată cu fratele David Lăcătuș și el explica unui vameș de acolo și spunea, uite cât e dezburlit ăla al Austriei. A nostru e mai liniștit și mai peptanat, e mai civilizat decât ăsta. Îl supărase vameșul austriac și el acum se certa cu vulturul de pe stemă. Ne întoarcem și ne gândim la vulturul american. Împărățiile și împărații care vor să domine, care vor să stăpânească înălțimile, au ales ca vulturii să fie simbolul lor.
Și Dumnezeu este de acord. Și Dumnezeu sugerează alta și spune în tâlcul lui, în pilda lui. Un vultur a venit. Și ne lasă cuvântul să înțelegem și am vrea să lămurim de la început. E vorba despre împăratul Nebucadnețar. A ajuns să cucerească țară după țară și popor după popor. Dumnezeu îngăduie înălțarea lui și expansiunea lui și autoritatea lui să crească, pentru că neascultarea lui Israel trebuie pedepsită. Dumnezeu și-a dat cuvântul că va binecuvânta ascultarea în Israel și va pedepsi neascultarea. Și Dumnezeu trebuie să rămână Dumnezeu de cuvânt. Nebucadnețar devine biciul lui Dumnezeu pentru neascultarea poporului ales. Dar, interesant, când vine Nebucadnețar, cucerește țara, ia din țară în mod special din familiile nobiliare, pe acei care la un moment dat ar fi putut organiza în țară o revoluție. Veți spune că și comuniștii au făcut la fel. Au luat toată spuma intelectuală și toată fibra aia a nobilimii românești. Prințul Cuza și alții făceau pușcărie împreună cu Traian Dorz și cu Vulbrand și cu frații noștri. Ei, în situația asta, Nebucadnețar i-a luat pe ăștia și i-a dus, i-a deportat în Babilon, a lăsat țara, totuși, să funcționeze. A lăsat în țară un împărat și, interesant, un împărat din casa regală a lui Israel. N-a adus un împărat străin acolo. Și împăratul ăsta a fost Zedechia. Pilda spune însă că a venit vulturul ăsta și a luat ramura cea mai înaltă și a luat și din sămânța țării și a dus-o undeva într-o țară de negoți. Țările alea ale răsăritului, prin excelență, erau țări de negoți și au rămas. Oamenii de acolo nu produc cât comercializează și nu câștigă de pe urma producției, cât câștigă de pe urma negoțului, a comercializării. Pe acolo, pe la Babilon, treceau toate drumurile comerciale ale vremii. Și pilda vrea să sugereze lucrul ăsta. Și zice cuvântul, lăstarul ăsta a crescut și s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt. N-a avut în intenție Nebucadnețar să lase țara să se dezvolte ca înainte, ci să fie doar o stare mediocră în țară, pentru ca țara să fie subjugată și să stea sub autoritate, să nu se răzvrătească împotriva Imperiului. Însă cuvântul merge mai departe. A luat vârful unui cedru, a rupt ramura cea mai înaltă. Mi-a atras atenția expresia asta, ramura cea mai înaltă. Pentru că am avut odată o discuție cu fratele Vulbrand. Și discutând despre cuvânt, fratele spunea, zice, la evrei nu există un termen gramatical care să definească cuvântul. Zice, la noi, la români, de exemplu, spui vorbă sau cuvânt. Dar la ei nu. La ei se folosește un termen care este leomer. Dar ce interesant, spunea fratele, leomer înseamnă ramura cea mai înaltă dintr-un copac. Vulturul ăsta a luat un leomer, a luat ramura cea mai înaltă, traduce aici. În limba românească, cuvântul tradus spune ramura cea mai înaltă. Dar leomer este un termen care la evrei definește cuvântul și mai este termenul safer, care înseamnă safir, diamant, piatră prețioasă. Și spunea fratele, zice, când evreul în înțelepciune spune leomer, el este cuvântul folosit pentru ca să-ți aducă aminte că dacă stai de vorbă cu cineva, să nu vorbești plevuri, să nu vorbești
vorbe de clacă, cum zicem noi românii. Să spui totuși un cuvânt care să-l ridice pe celălalt la cel mai înalt nivel. Cuvântul tău să-l îmbogățească. Te-ai întâlnit, ai stat de vorbă cu frații, discută ceva practic pentru familia lor, pentru viitorul lor, pentru casa lor, pentru copiii lor, pentru sufletul lor. Discută ceva duhovnicesc care să-i pună într-o stare mai apropiată și mai plăcută lui Dumnezeu. Amin. Ce faci prin vorbirea ta? Intri în discuție și poate înveninezi și murdărești și pângărești și bârfești. Și vei da seama pentru orice cuvânt nefolositor. E mai grea ca piatra în praștii vorba nestrunitei guri. Doamne, învață-mă măsura cumpănită din Scripturi. Spune o cântare. Știu că ție-ți voi da seama pentru orice am spus și mă umple, Doamne, teama că o sândei voi fi dus. Cuvintele. Până și o glumă și o pildă cu tâlc trebuie să aducă o învățătură care să-l înalțe pe om. Când ne întoarcem însă la termenul nostru, dacă traducem și înțelegem în felul ăsta, înțelegem că împăratul ăsta care a venit din Babilon, ceea ce a luat el din Israel a fost un cuvânt. Și împăratul ăsta cu cuvântul s-a întors la Babilon. Și este adevărat. Înainte de a pleca la Babilon, când a fost pus în slujbă împăratul Zedechia, împăratul ăsta a trebuit să-și dea cuvântul către împăratul Nebucadnețar, că va fi loial împăratului, că va administra împărăția, dar va face uz de autoritate în limitele impuse de autoritatea Babilonului. Că nu va depăși, că nu va abuza de autoritate și că nu va trăda autoritatea Babilonului. Omul ăsta și-a dat cuvântul. Împăratul ăsta a plecat acolo în țara aia lui cu un cuvânt. O fi fost un sfat la coroană acolo. Cine are mai mulți sfetnici are mai multă lumină. Planurile izbutesc când este o adunare care să chibzuiască. Și împăratul trebuia să aibă sfetnicii lui. Și o altă vorbă înțeleaptă spune, cine își ucide sfetnicii, pierde tronul. Mereu îi întreb pe colegii mei păstori, măi Petrine, cine te trage de mânică? Că eu încă am frați bătrâni în biserică care mă trag și de ureche. Adică le-am spus fraților, sunteți datori și responsabili dacă greșesc, să-mi spuneți, frate Viorel, aici e greșit. Pentru că Cuza a pierdut tronul în momentul când n-a mai ascultat de Cogălnicianu. Omul care l-a sfătuit și a zis, domnia ta, fii blând și bun cu cutare și cutare și fă ceea ce trebuie acolo unde alți domnitori n-au făcut ce trebuie. Când s-au sfătuit împreună acolo, o fi întrebat un sfetnic, împărate, ce garanție avem că evreii ăștia nu se vor răscula? Și Nebucadnețar a spus așa, împăratul lui Israel mi-a dat cuvântul. Păi împărate, asta e politică, fiecare în politică, doar politicienii când folosesc cuvintele, nu le folosesc să spună adevărul, ci să ascundă adevărul. Nu zice împăratul. Împăratul ăsta lui Israel mi-a jurat pe Domnul Dumnezeul lui. Și evreii ăștia cred într-un Dumnezeu viu. În Jehova Rafa, în Jehova Shalom, în Jehova Sabaot. Au un mare Dumnezeu. Ăștia chiar se tem de Dumnezeul lor. Pe asta contez, eu putea să spun în Nebucadnețar. Contez că s-a jurat pe Dumnezeul lui. Nu știu cât mi-o fi de credincioasă soția, spune unul, dar știu că se teme de Dumnezeu și de asta nu o să mă înșele.
Știu cât e de nevos soțul meu și s-ar putea la un moment dat să am necazuri cu el. Dar știind că e un om care se teme de Dumnezeu, știu că nu o să depășească limitele. Te-ai împăcat cu cutare să-ți facă casa? M-am împăcat. Am bază în oamenii ăștia, sunt pocăiți, sunt oameni de cuvânt. Amin, Doamne, am vrea să mai auzim melodia asta. N-am vrea să mai auzim constatarea asta. Frate, numai cu pocăință să nu-ți faci de lucru. Dar de ce? N-ai nicio bază, frate. Dar de ce? Pentru că ăștia au înțeles greșit harul și au crezut că harul înseamnă dezordine. Lasă că mă iartă fratele, chiar dacă el e patronul. Doar suntem frați, doar suntem în har. Și nu mai ești serios și nu te mai ții de cuvânt. Și nu mai respecti limita. Tu ăla care niciodată la ora 9 nu intri și niciodată n-aștepți până la ora 12 să ieși. Ai făcut din vața ta o brambureală, că n-ai înțeles ce înseamnă harul. Și ai făcut o haină a slobozenii firii pământești. Și nu mai ești om de cuvânt. Dacă am pierdut ceva după Revoluție, măi oameni buni, ne-am pierdut cuvântul. Nu mai găsești oameni de cuvânt. Știți că suspinăm în crizele astea care se întâmplă. Dar știți de ce am ajuns în crizele astea? Din lipsă de cuvânt. Pentru că cei care au promis atâta va fi interesul la bancă, nu s-au mai ținut de cuvânt. Cei care au promis că vor da la timp datoria, nu s-au mai ținut de cuvânt. Cei care au promis în campanie electorală, nu s-au ținut de cuvânt și nici nu puteau să se țină după ce au promis. Și o lume întreagă suferă, o lume întreagă trăiește în caruselul ăsta al dezordinii mondiale. De unde începe asta? De la lipsa de cuvânt. Pentru că lumea asta l-a uitat pe Dumnezeul care, după milenii, un Dumnezeu veșnic, el încă încearcă și reușește să se țină de cuvânt. Slăvit să fie numele Lui. L-am lăsat pe împăratul ăsta să se țină de cuvânt. Dar auziți ce spune cuvântul. Mai era însă un alt vultur mare cu aripi lungi și pene multe și iată că din pământul unde era sădită, vița asta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el. Și-a îndreptat ramurile spre el ca să o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. Și vița era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod și să se facă o viță minunată. Apare un alt vultur. Asta înseamnă un alt împărat, o altă împărăție, o altă autoritate. Și e adevărat. Pilda spune bine. Se ridica de partea cealaltă, împărăția Egiptului. Faraon încă reprezenta o autoritate alternativă față de autoritatea Babilonului. Încă împărăția lui nu fusese cucerită de Nebucadnețar. Și împăratul lui Israel, din lăcomie, devine din evreu jidan. Ia să fac eu o alianță. Ia să lucreze un pic pe împăratul Nebucadnețar. Ia să trec de partea ăstui la alt și să facem noi împreună o armată comună și să ne eliberăm țara. A început să gândească altfel, într-un mod găunos, într-un mod greșit. Din ce cauză? Biblia spune, lăcomie. Știu că într-un fel sau altul ați fost loviți de criză. Și unii din voi spuneți, pentru că n-am ascultat de soție, soția era mai circumspectă și mi-a spus, nu te băga. Alții vor spune, pentru că am ascultat de prieteni. Pentru că eu aveam de gând din toate proprietățile, măcar una să mi-o plătesc afară. Dar m-a sfătuit prietenii altfel. Nu, fraților, nu din cauza soției sau cutare, nu căutăm vina la alții. Eu cred că până la urmă, mergând pe fir, vom ajunge să constatăm că la mijloc a fost un pic mai multă lăcomie. Am vrut mai mult. Evreul înțelept zice, când îți merge bine, nu te întreba de ce îți merge și nu căuta să-ți meargă și mai bine. Românul zice și el, nu căuta mama pâinii. Mulțumește-te cu pâinea. Dar adevărul este că nu ne-am mulțumit.
Uitați-vă la el, din lăcomie, nu era de ajuns. Libertatea care i s-a dat, liniște, pace în țară, în definitiv, stăpânirea Babilonului asigura și protecția țării. Nu stătea de vorbă cu prorocii, ca să-i spună prorocii, împărate, stai liniștit, asta e voia lui Dumnezeu, să trăim în această sare de semirobie, pentru că oricum Dumnezeu a hotărât, trebuie recuperate sabatele, trebuie să ne pedepsească pentru neascultare, trebuie să ne primim pedeapsa și să ne facem pedeapsa până la capăt. Nu mai vedeți dumneavoastră în pedeapsa asta, Dumnezeu a hotărât să le dea minimul de pedeapsă. Știți că este un maxim și un minim de pedeapsă la orice faptă, la orice ilegalitate? Și Dumnezeu a hotărât să le dea minimul de pedeapsă. Dar Zedechia nu înțelege asta. Și fraților, m-am gândit că în criza asta, mulți dintre noi am fost loviți și suntem sub pedeapsă. Dar Dumnezeu acum ne pune o altă întrebare. Care pedeapsă o vreți, minimă sau maximă? Pentru că Dumnezeu nostru poate face ca pedeapsa să fie mai îndulcită și mai ușor de dus. Dar noi, prin atitudinea noastră, noi putem să ne adăugăm la pedeapsă. Și de multe ori, după ce hotărârea a fost dată și delicventul a fost închis, din cauza comportamentului din pușcărie, îi se adaugă la pedeapsă. Dar tot la fel, din cauza comportamentului bun, îi se poate reduce pedeapsa. Ne întoarcem aici. Împăratul Zedechia a căutat la împăratul Babilonului. A căutat la împăratul Egiptului, la faraon, să facă tratat cu el. A crezut că îi merge bine. Acum Domnul întreabă. Îi va merge bine ei oare? Adică credeți că va reuși Zedechia? Nu-i va smulge vulturul din tâi rădăcinile și-i va tăia rodul și-i va usca toate frunzele odrăslite? Nu se va întoarce înapoi Nebucadnețar să pedepsească trădarea? Nu credeți că va veni vântul ăla de răsărit, adică armata aia puternică de acolo, și pur și simplu îi va usca rădăcinile? Nu va trebui mână puternică sau mulți oameni să o smulgă? Și țara lui Israel va fi pustită de tot. Din ce cauză? Spune acestei case răzvrătite, nu știți ce înseamnă asta? Iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și căpetenile lui și le-a dus la Babilon. A luat un vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ și l-a pus să jure, dar pe mai mare țări i-a luat cu el, cum vă spuneam. Împărăția să rămână smerită, să nu se poată ridica și împăratul să-și țină legământul rămânând credincios. Dar el s-a răsculat împotriva lui și a trimis sol în Egipt, să-i dea cai și un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti oare? Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că în țara împăratului care și-a pus să domnească, față de care și-a călcat jurământul și a cărui legământ l-a rupt lângă el, în mijlocul Babilonului va muri. Și asta nu-i hotărârea lui Nebucadnețar, este hotărârea lui Dumnezeu. Doamne, dar de ce lucrul ăsta? Uite de ce, zice Domnul. Faraon nu-i va veni cu oaste mare, nu va veni să-l ajute, pentru că el a nesocotit jurământul până într-atât, că a rupt legământul, bancă și-a dat mâna și-a făcut toate aceste lucruri, nu va scăpa. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pe viața mea, întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra lui, asupra capului lui lucrul acesta. Fraților, când e vorba despre noi, poporul lui Dumnezeu, în joc este numele lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. În joc este reputația bisericii, în joc este mărturia trupului lui Hristos. Îmi place de Iosua, gândește ca un evreu înțelept și zice, Doamne, dacă ne lași să ne bată amoriții, vom primi bătaie. Dar ce se va face numelui tău, celui mare? Pentru că slava ta este în joc. Vor zice ăștia că n-ai fost în stare să ne aduci biruința. Lucrează la sentimentele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e gelos pentru slava lui.
Dar știți că aceeași gelozie pentru slava lui se rostește împotriva celor care fac de râs numele lui Dumnezeu. Eram copii și spuneam la un moment dat, măi uite, dacă îmi dai lănțișorul ăsta, îți dau cuțitul ăsta, îți dau briceagul ăsta. Dar mi-l dai în frică de Dumnezeu că ți-l dau. Măi, sigur ai să te ții, da, îți spun în fața Domnului. Învățasem noi acolo și probabil de la pocăiți au început a umbla printre copiii ăștia. Dom'le, luai pe Dumnezeu de față, în numele lui Dumnezeu spuneai. Ce nu știam noi atunci, e că în cuvântul lui Dumnezeu ni se interzice parcă așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Matei, dacă vreți, 5:37, felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Atâta de simplă trebuie să fie înțelegerea dintre doi oameni cu frică de Dumnezeu. Avocați. Articole scrise cu litere mici care să le semnezi fără să le citești. Șmecherii și viclenii. Dumnezeu a vrut să ne scape de asta. Dumnezeu ne-a vrut oameni de cuvânt. A vrut să spunem da sau nu, să dăm mâna și dealul să fie deal. Cât de simplu ar fi. Nu pot, frate, mi-am dat cuvântul. Și nu mai pot să încalc cuvântul. Bătrânii noștri puneau preț pe cuvânt. Ei spuneau, boul se leagă cu funia. Omul se leagă cu vorba. Pentru ei cuvântul dat era o legătură pe care nu o puteai rupe. Nu mai pot să mă întorc înapoi, mi-am dat cuvântul. Când ai citit Psalmul 15, Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce spune adevărul din inimă, ăla nu-și trage vorba înapoi când spune un jurământ în, când face un jurământ în pagoba lui. Dumnezeu nu vrea să cădem sub judecată. Iacov 5:12. Ci da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Ca să nu cădeți sub judecată, da să fie da și nu să fie nu. Scriptura ne vorbește înainte de căsătorie de logodnă. Și logodna nu însemna altceva. Nu erau acte cu apostile și cu ștampile și așa mai departe. Era un cuvânt dat. Mi-am dat cuvântul. Nu mai pot să-mi-l iau înapoi. Ne cere Dumnezeu să fim oameni sinceri. Cuvântul ăsta sincer înseamnă integritate, înseamnă desăvârșire, înseamnă ești un om complet, om de cuvânt. De fapt, sincer, vine din latină. Și termenul ăsta a fost adoptat datorită lucrătorilor care făceau vase de ceramică, olarilor care lucrau la vechi latin. Oamenii ăștia făceau oale, dar la un moment dat oalele alea se întâmplau să aibă fisuri, să aibă lipsuri printre ele. Era foarte frumoasă când o cumpărai, o aduceai acasă, o puneai pe foc să faci mâncare, și dintr-o dată începea să curgă în foc. Așa pățea mama când mai lua câte un cazan, câte o cratiță din asta de la țigani. Sau o dădea la reparat. Da, am luat, i-am pus nituri de aramă cu tare, dar de unde? Era un pic de cositor tos acolo. Când o puneai prima dată pe foc, începea să curgă. Și olarii ăștia așa făceau. Și atunci, ca să vândă vasele, ca să nu se vadă când vendeau vasele, ungeau cu ceară pe acolo, pe unde erau fisuri, pe unde erau găuri. Și peste ceara asta presurau un pric de praf de ceramică și avea toată culoarea, toată oala părea întreagă. Dar când se vindeau la un moment dat vasele, apăruse o întrebare datorită situației. Sine cera? Adică vasul care mi-l dai fără ceară? Fără șmecherii din astea. Și olarul spunea, sine cera. Îți dau un vas fără ceară. Acasă vedeai dacă era sine cera sau nu.
Dar cuvântul a fost adoptat și de aici a apărut termenul sincer, adică fără găuri, fără șmecherii, fără viclenii, om de cuvânt. Dacă vreți, avem și o variantă românească la asta. Când se făceau lingurile din lemn, cele mai bune erau din lemn de paltin. Alea mai slabe erau din lemn de plop. Și spunea o întâmplare din asta, măi, de ce sunt lingurile, mă, Ioane? De paltin cu coane. Bă, dar zice, de ce se vede prin ele? A fost plopul rar. Îl prindeai cu minciuna, nu erau din paltin, erau din plop. Era altă variantă, nesinceritatea. Am ajuns balcanici, am ajuns să folosim limbajul ăsta care nu mai reflectă adevărul. Ne întoarcem la cuvânt. Dumnezeu este acela care îi supărat pe lumea care zace în cel rău, în minciună. Mincinos și tatăl minciunii este diavolul și minciuna vine de la el. Adevărat și adevăr este Dumnezeu. Și Domnul Iisus, Dumnezeu Fiul, zice, eu sunt calea, adevărul și viața. El este cuvântul care s-a făcut trup. Noi avem un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Și avem un Dumnezeu supărat pentru cel care nu se ține de cuvânt. Acum aș vrea să vă uitați un pic, împreună cu mine în Sfânta Scriptură, să vedeți ce înseamnă să nu se țină omul ăsta, Zedechia, de cuvânt. Ieremia, capitolul 52. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fiica lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioachim. Lucrul ăsta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede de la fața lui. Și Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului. Dumnezeu îngăduie să se întâmple treaba asta. Poporul ăsta fără cuvânt și care n-ascultă de cuvânt trebuie pedepsit. Dar pedeapsa vine datorită unui cuvânt care nu este ținut cu sfințenie. În la nouălea an al domniei lui Zedechia, în ziua 10-a lunii a 10-a, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui și a ridicat șanțuri de apărare de jur împrejurul lui. Cetatea a fost împresurată până în anul a 11-lea. Din cauza că un om nu-și ține cuvântul, armata lui Nebucadnețar vine din nou. Sapă șanțuri și asediază Ierusalimul, care era încă cu ziduri. Era în putere să se apere. Templul era întreg. Poporul în cea mai mare parte era în țară. Casele bogaților care au fost duși în deportare erau întregi și puteau fi locuite de alții, care erau săraci, care n-aveau unde locui. Economic, țara nu perduse așa de mult. Dar uitați-vă ce înseamnă lipsa de cuvânt. În luna a noua, lunea a patra, era mare foamete în cetate și poporul țării nu avea pâine deloc. De ce vine foametea? Din cauza că oamenii nu se țin de cuvânt. Politicienii nu se țin de cuvânt. Muncitorii nu se țin de cuvânt. Patronii nu se țin de cuvânt. Și Dumnezeu pedepsește asta. Au făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit și au ieșit din cetate noaptea, pe drumul dintre cele două ziduri, pe lângă grădina împăratului, pe când înconjurau haldeii cetatea. Fugarea au apucat pe drumul câmpiei. Dar oastea aldeilor au urmărit pe împărat, au ajuns pe Zedechia în câmpiile Erihonului după ce toată oștirea se risipise de el. În cartea lui Ezechiel, Dumnezeu spune așa, îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul meu. Și se împlinește, e da și amin cuvântul Domnului. Au pus mâna pe împărat și l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, în țara Hamatului, și el a rostit o hotărâre împotriva lui. Dumnezeu a zis, acolo va fi dus, în țara Babilonului. Împăratul Babilonului a pus să junghie pe fiii lui Zedechia în fața lui. Lipsa de cuvânt. Să-ți vezi copiii junghiați în fața ta. Constantin Brâncoveanu a trăit și el drama asta. Dar n-a trăit-o ca o pedeapsă. A trăit-o ca un act de demnitate
a spus copiilor săi, nu vă lepădați de Hristos. Nu islamul e calea lui Dumnezeu, creștinismul e calea lui Dumnezeu. N-a avut mărturisirea noastră de credință, n-a cunoscut din Biblie cât noi, dar ce a cunoscut a respectat cu sfințenie. Când a început să scâncească fiul cel mai mic, s-a întors spre el cu mustrare și a spus, te rog să fii bărbat. Copiii lui mureau pentru că nu voiau să se lepede de cuvânt, de cuvântul lui Dumnezeu. Cei de aici, a lui Zedechia, mureau pentru că tata lor a fost om de nimic, n-a fost om de cuvânt. Doamne, oare câți copii cad sub pedeapsă din cauza că tații lor nu s-au ținut de cuvânt? Și copiii s-au uitat în viața creștină a părinților și au văzut că nu era sinecera. În viața lor erau găuri, erau fisuri, tata nu se ținea de cuvânt. A luat foc o casă prin vecini. Și printre copiii care erau acolo când un copil dintre vecini a dat foc, era și fiica mea. A venit șeful de post. Domnul Viorel, dă-mi voie să stau de vorbă cu ea, n-am ce face, trebuie să vorbesc. Vorbește. Am chemat-o să stea la masă cu șeful de post și am spus, te rog să spui adevărul. Și m-am întors și am plecat. Ce ar fi însemnat să mă apuc și să spun, domnul șef, cu tare, sau să-i spun fișii, spune ce trebuie și așa. Te rog să-i spui adevărul. Și m-am întors și am plecat. Spune adevărul. Oricât ne-ar costa, trebuie să spunem adevărul. Și tot ne va costa mai puțin decât minciuna. Să fim siguri de asta. Ne întoarcem la cuvânt și cuvântul lui Dumnezeu spune, apoi după ce a ucis pe fiii lui, a pus să taie la ribla pe toate căpetenile lui Iuda, toată spuma nobilimii, căpetenile, li se taie capul din cauza că împăratul nu s-a ținut de cuvânt. Din cauza ta, împărate, mor, că nu te-ai ținut de cuvânt. Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia, să-l lege cu lanțuri de aramă și împăratul Babilonului l-a dus în Babilon și l-a ținut în temniță până în ziua morții lui. Din cauza că nu s-a ținut de cuvânt. Toate nenorocirile astea care Dumnezeu le îngăduie peste un om care nu se ține de cuvânt, sunt nenorociri care pot să vină peste viața noastră pentru că Dumnezeu este același și din nefericire se poate ca noi să fim la fel de ticăloși ca Zedechia. Să aibă bază în noi șeful, să aibă bază în noi și să spună, mi-a dat cuvântul un pocăit. Și să nu ne ținem cuvântul, să ne facem de râs. Și să facem de râs numele Domnului. Au venit la Ierusalim Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a ars casa Domnului. Templul de la Ierusalim putea rămâne în picioare. Dar templul de la Ierusalim a fost ars pentru că un om nu s-a ținut de cuvânt. Toate casele Ierusalimului au fost arse, a dat foc tuturor caselor celor mari. Toată oastea haldeilor care era cu căpetenia străjerilor a dărâmat de asemenea toate zidurile din prejurul Ierusalimului. Vă dați seama câtă muncă de distrugere, câtă pagubă, câte și câte dărâmături și cât a fost nevoie să muncească în continuare Nehemia și alții să rezidească zidurile. De ce au pierdut asta? Au pierdut din cauza că un om nu s-a ținut de cuvânt. Toate astea, eu cred că Dumnezeu ne le-a lăsat ca argumente să putem într-o zi să judecăm și să spunem asta înseamnă să fii un om nesincer care nu se ține de cuvânt. Eu cred că tot ce am văzut până acum sunt o sumă de motive, ai spune, suficiente ca să te ții de cuvânt. Și totuși Dumnezeu consideră că nu sunt suficiente și zice, aș vrea să vă mai dau încă o motivație ca să vă țineți de cuvânt. Vreau tot vreun pildă să vă spun că voi trebuie să vă țineți de cuvânt pentru că eu, Dumnezeul vostru, sunt un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Versetul 22. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu însumi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune în pământ. Voi rupe din vârful ramurilor o mădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Și anume o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstari, va aduce rod,
Se va face un cedru măreț, păsări de tot felul se vor odihni sub el și tot ce are aripi se va odihni sub umbra ramurilor lui. Interesantă pildă. Eu, Dumnezeu, voi lua o ramură și o voi pune în pământ. În momentul când spune că ramura asta o ia de undeva de sus și o pune la pământ, îți pui întrebarea de unde? Apoi ramura asta o voi pune pe munte, pe un munte înalt al lui Israel. Acolo va crește un cedru așa de mare, încât tot ce are aripi se va odihni sub umbra lui. Vulturii au aripi, păsările cu tare și cu tare au aripi, dar mai sunt niște viețuitoare care au aripi. Sunt îngerii. Și ăștia au aripi. Și ăștia vor ajunge sub autoritatea lui, sub umbra lui, da. Pentru că aici e vorba de un alt leomer. De o altă ramură care e cea mai înaltă. Aici este vorba de ceea ce spune Evanghelistul Ioan. La început era leomer, era cuvântul. Aleluia. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl în planul lui ia de acolo de sus mlădița aia. O rupe de la inima lui. Aleluia. Și o aduce aici jos pe pământ. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi ne-am uitat la el ca la un cedru, ca la slava singurului născut din Tatăl. El trebuia să crească și să-i se dea toată autoritatea pentru ca tot ce are viață să vină sub aripile lui, să vină sub ramurile lui. Și orice gură din cer, de pe pământ și de sub pământ să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Aici avem de-a face cu un alt leomer. De data asta Dumnezeu l-a luat. L-a luat pe Iisus și l-a trimis aici. De ce? Pentru că Iisus și-a dat cuvântul. Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și pentru că sus în Consiliul Ceresc, când s-a discutat mântuirea noastră, Domnul Iisus s-a oferit voluntar. Și și-a dat cuvântul. A venit aici pe pământ. Când a venit aici pe pământ, diavolul s-a apropiat de el și a vrut să facă din Domnul Iisus un trădător. Nu te mai închina la Jehova. Închină-te mie și îți dau eu toate împărățiile pământului. Închină-te mie. Însă Domnul Iisus Hristos nu-i de acord cu trădarea. El nu face politică ca Napoleon, care spunea: îmi place trădarea, dar urăsc trădătorii. Dumnezeu spune: urăsc trădarea și urăsc și trădătorii. Dumnezeu călăuzește prin Duhul Sfânt pe David și spune lui David așa: nu te bucura că ți-a adus capul lui Saul. Ăsta, dacă îl ții pe lângă tine, când prinde ocazia favorabilă și face un deal cu altul, ia capul tău și îl duce lui. Un păstor lovește pe alt păstor să-l dea jos și se lingușește pe lângă ăsta care biserica l-a ridicat acum. Și am spus imaginea asta cu David, pe cel care aduce capul celuilalt, nu-l ține pe lângă tine, că mâine va lua capul tău și îl va duce altuia. Și a zâmbit cu înțeles și a zis: am priceput, mulțumesc frate Candreanu. Am zis: merită să te leagă biserica. Trebuie înțelepciune. Împăratul Egiptului n-a venit să-l ajute pe Zedechia, dar de ce? A zis: măi, dacă ăsta l-a trădat pe împăratul Babilonului, cu toate că a jurat pe numele lui Dumnezeu, măi, ăsta chiar e un om de nimic. Păi să mă apuc eu acum și să mă bag în asociație cu un om de nimic? Adică îl vezi că și-a trădat partenerul, l-a dat afară din business, a rămas el pe toată grămada stăpân,
Acum vrea să facă business cu tine. Vrei să bagi boi în cârt cu el? Să-i scoți fără coarne? Americanul zice, dacă m-ai înșelat odată, ești vinovat tu, dar dacă mă înșeli a doua oară, îți vinovat eu. Că mi-am mai făcut de lucru cu tine. Domnul Iisus este chemat să fie și el trădător. Dar Domnul Iisus nu-i Zedechea. Zedechea l-a făcut pe Dumnezeu de râs în fața Babilonului și în fața Egiptului. Dar Domnul Iisus a rămas credincios. Când a văzut cât de amar era paharul, când a văzut câtă murdărie am aruncat și am scuipat eu în paharul care trebuia să-l bea el, când a văzut toată mizeria păcatului tău, în care te-ai bălăcit și apoi ai vomitat-o în paharul pe care trebuia să-l bea el, i-a fost așa de greu. I-a fost așa de greu. Dar el era cuvântul și trebuia să rămână cuvânt. Pentru că ar fi devenit minciună dacă nu rămânea cuvânt. Și a zis, Tată, dacă e cu putință, depărtează-l de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și voia lui Dumnezeu a fost, fiule, ca să-i putem salva, trebuie să ne ținem de cuvânt. Trebuie să ne ținem de cuvânt. Dar tata, aici este moarte. Știu. Și am știut asta când am promis. Dar am hotărât pe acolo să trecem. Toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am coborât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat. Copacul care se înălța, l-am luat și l-am coborât, copacul care era plecat și rămânea smerit acolo, l-am luat și l-am ridicat. Versurile astea ne duc cu gândul la ceea ce cânta mama lui Samuel, când Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea să-i dea un copil. Și aici la mama lui Samuel găsim următoarele. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine, cei flămânzi se odihnesc. Cea care era stearpă naște de 7 ori, cea care avea mulți copii stă lâncezită. Cei mari sunt coborâți, cel care se smerește va fi înălțat. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit și îl pune să șadă alături cu cei mari. Domnul omoară și învie, el pogoară în locuința morților și el scoală de acolo. Cuvinte profetice. Maria, mama Domnului Iisus, plină de Duhul Sfânt împreună cu Elisabeta, începe să cânte și ea o cântare și tot așa. Un Dumnezeu care răstoarnă lucrurile. Pe cei smeriți înalță și îi pune în slavă, pe cei mândri îi coboară și îi spulberă. Și Domnul zice așa, eu am pogorât copacul care se înălța. Dacă ne ducem la mărturia personală a lui Nebucadnețar în Daniel 4, a visat un stejar mare care era legat cu lanțuri în iarba de pe câmp. Să legi stejarul în iarba de pe câmp. Și stejarul ăla legat cu lanțul să zică, măi, n-am libertate, dar de ce? Nu-mi dă voie iarba. Îți vine să râzi, nu? Nu-mi dă voie iarba să fiu liber. Dumnezeu are grijă la un moment dat, ăștia mici la care te uiți tu așa, să te poată răsturna la un moment dat. Și asta se face în mod democratic. Dar după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îl coboară pe cel mândru. Dar Dumnezeu înalță pe cel smerit. Te-am luat, David, de la coada oilor. Și ți-am făcut numele ca numele celor mai mari de pe pământ, Davide. Asta lucrează Dumnezeu. Aleluia. Dar nu numai atât. Eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Aici este taina mântuirii noastre. Mergem la Evanghelia după Luca, să vedem, să înțelegem ce înseamnă asta. Luca, capitolul 23. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau peptul, se tânguiau. Iisus a întors înspre ele și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci dacă se fac aceste lucruri, versetul 31, copacului verde,
Ce se va face celui uscat? De câte ori n-am citit noi versetul ăsta? Știți cum l-am înțeles multă vreme? Păi dacă Domnul Iisus, care era așa de sfânt și a fost pedepsit și a suferit, dar noi care suntem așa de ticăloși, noi vom fi spulberați cu totul, terminați cu totul. Pe vremea legionarilor, când frații citeau copacul cel verde, va fi coborât, ziceau, Domnule, asta e un atentat la legiune și la capitanul nostru. Noi umblăm îmbrăcați în verde. Dar de fapt Domnul Iisus venea să spună aici așa, voi înțelegeți că dacă eu, copacul cel verde, sunt dus la moarte, la uscare, voi, copacii cei uscați, de la moarte veți veni la viață? Pentru că Dumnezeu, în Domnul Iisus, omora moartea noastră. Și în învierea Domnului Iisus, învia viața noastră. Acolo pe cruce este moartea morții tale, dragul meu. Și în învierea Domnului Iisus Hristos este învierea vieții tale. Mama lui Samuel nu știu dacă înțelegea tot ce cântă, dar spunea el, coboară în locuința morților și el scoate de acolo. În locuința morților s-a coborât Domnul Iisus. Pentru ca din locuința morților să ne scoată pe noi. Domnul Iisus este copacul cel verde care a fost uscat. A gustat moartea în locul tău și în locul meu. Noi suntem copacul cel uscat pe care Dumnezeu prin moartea Domnului Iisus ne-a înverzit și ne-a adus la viață. Aliluia! Dar Doamne, cum s-a întâmplat asta? Eu, Domnul, am vorbit și voi face. Cât de simplu este pentru Dumnezeu? Și zici, Doamne, dacă e așa de mare și de puternic, lui convine dintr-o dată să fie mare galanton și să zică, eu, Domnul, am zis și voi face. Că el poate. Dar, fraților, n-a fost așa. Ca să-ți vezi fiul tău atâta de batjocorit, atâta de scuipat, atâta de biciuit, și să te abții ca un Dumnezeu atotputernic să nu faci niciun gest. Să fii așa de provocat. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine. Degeaba mai credeau în el. Dacă el nu rămânea ca jertfă pe cruce până la moarte, să plătească pentru cei păcătoși, credința acestor oameni care ar fi crezut în el ar fi rămas zadarnică. Pentru că plata păcatului este moartea și Iisus trebuia să o plătească. Noi suntem în seara asta mântuiți, suntem în seara asta frați, suntem în seara asta cu păcatele iertate, suntem în seara asta cu nădejdea veșniciei în suflet. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu de cuvânt. Ce ne-a mântuit pe noi de la moartea veșnică este faptul că cineva a știut să se țină de cuvânt. Și tare mult l-a mai costat. Dar n-a renunțat la cuvânt. Ci s-a ținut de cuvânt și datorită ținerii lui de cuvânt, eu sunt mântuit și tu ești mântuit. Ce fel de om ești tu și ce fel de om sunt eu? Mi-am dat cuvântul. Și trebuie să mă țin de cuvânt. În seara asta, Dumnezeul care se ține de cuvânt ar vrea ca în lumea asta noi, copiii Lui, să fim sare și lumină. Să începem asanarea morală, să începem reforma caracterului în această lume. Să se poată spune, în ăsta poți să ai bază. Dacă îți spune da, înseamnă că este da. Umbla prin casă, poate ca leu în cușcă, rut, și se gândea, oare o să se țină Boaz de cuvânt? Oare mai ajung eu să mă mărit din nou? Și Naomi zice, fata mea, stai liniștită. El trebuie să fie neliniștit. El nu se va liniști până nu va împlini tot ce a spus. Boaz era om de cuvânt. În seara asta,
Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu să luăm o hotărâre. Doamne, știm că avem nevoie de ajutorul Tău, știu că suntem slabi, știu că de multe ori ne ia gura pe dinainte, dar Doamne, am vrea în seara asta, potrivit cu ajutorul Tău, să ne hotărâm ca de azi înainte să fim oameni de cuvânt. Dacă este amin și dacă doriți asta și dacă vreți ajutorul lui Dumnezeu ca să vă puteți ține de cuvânt, vă rog să ridicați o mână sus. Doamne, slavă Ție! Fă-ne, Doamne, oameni de cuvânt! Ajută-ne să fim atenți, să fim înțelepți când e vorba să ne dăm cuvântul, dar să fim statornici, să fim serioși când e vorba să ne ținem cuvântul. Haideți un timp să plecăm capetele în rugăciune. Poate în seara asta sunt aici tineri, poate sunt prieteni. Și în seara asta, acel Dumnezeu care, ținându-se de cuvânt, l-a dat pe Fiul Lui să moară pentru ei. Îi cheamă la mântuire, îi cheamă la pocăință. Îi cheamă să iasă din stare de minciună, să trăiască în stare de adevăr. Vreți să vă rugați un pic pentru ei? Plecați capul rugăciune și rugați-vă un pic. Pentru că eu vreau să fac un apel și să-i chem la pocăință. Dacă nu plecați capetele, înseamnă că nu sunteți de acord. Rugați-vă Domnului, dragii mei, suntem mulțimea asta mare aici, nu vă cunosc pe toți. Spunea fratele că poate sunt prieteni în casa Domnului, poate vă vizitați rudele din America, poate sunt aici tineri care n-au pus un hotar vieții lor și nu s-au hotărât să apuce serios calea împărăției. Părinții se roagă. Poate că ai văzut în viața părinților tăi slăbiciuni. Poate n-au reușit să se țină întru totul de cuvânt și trebuie să ierți. Dar tu însuți ești chemat în seara asta să primești iertarea lui Dumnezeu. Nu vrei să te pocăiești în seara asta. Nu vrei să iei o hotărâre de pocăință și să-L primești în inima ta și în viața ta pe Dumnezeul care se ține de cuvânt. Acest Dumnezeu promite să te ierte, să te sfințească și apoi să te ia să petreci veșnicia cu El. Dacă este cineva și vrea ca rugăciunea de încheiere să-L așeze în brațele Domnului. Vrem să ne rugăm. Și dacă vrei să ne rugăm pentru tine, dacă vrei să ne rugăm pentru mântuirea ta, ridică și tu o mână. Arată că dorești mântuirea Domnului Iisus pentru tine. Arată că vrei să iei o hotărâre de pocăință astăzi și Domnul Iisus Hristos să te primească între copiii tăi, între copiii săi, să fie a Lui, să te ierte, să te sfințească și să petreci veșnicia cu El. Este cineva care în seara asta vrea să-L primească pe Domnul? O ridicare de mână. Să pot anunța biserica că sunt situații. Dacă este cineva. Sunteți toți mântuiți? Aveți nădejdea veșniciei? Ne vom despărți. Nu știu când ne vom mai vedea. Văd mâini ridicate acolo, slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva. Odată totuși aș vrea să ne vedem pe străzi de aur, să ne aducem aminte cu bucurie de seara asta și să spunem, în seara aceea m-am întâlnit cu Dumnezeu care se ține de cuvânt. Așa cum mi s-a spus, am fost iertat, am fost mântuit, am fost umplut de bucurie și am fost primit în cer. Hotărăște-te în seara asta. Ia o hotărâre de pocăință și ține-te de ea. Fii om de cuvânt, respectă-ți legământul. Fii statornic în credința ta față de Domnul Iisus și lasă-L pe El să-ți conducă de azi înainte viața. Pentru ca să cerem ajutor de la Domnul și să ne putem ține de cuvânt, pentru ca să ne rugăm pentru cei care au ridicat o mână sau au luat o hotărâre în inima lor, haide să venim cu toți la rugăciune.